analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Am plăcerea de a discuta astăzi despre situația Comunei Bălănești, despre proiecte, planuri de viitor și nu numai, alături de domnul Ovidiu Pungan, primarul acestei frumoase comune Gorjene. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua radioascultătorilor postului dumneavoastră. Stimate domn, acolo la Bălănești a trăit și localitatea este cunoscută drept locul din care a plecat o personalitate a Gorjului către capital. O personalitate care de altfel dă și numele școlii din comunitatea dumneavoastră, o personalitate care astăzi care astăzi își aniversează sau dumneavoastră aniversați ceva legat de acea personalitate. Haideți să le spunem celor care ne privește, celor care ne ascultă, despre ce anume este vorba. Da, astăzi era o zi de sărbătoare în Comuna Bălănești, dar datorită pandemiei nu am putut să facem absolut nimic. Este vorba, astăzi se împlinesc 145 de ani de la nașterea marelui savant care a fost recunoscut la nivel național cât și la nivel internațional, Ion Popescu Voitești. Acest lucru nu emblema a trecut, comunei, emblema comunei, sigur că da, unde bine am spus școala gimnazială din satul Voitești din Valea poartă numele, urmând ca la final, când o să finalizăm nomenclatorul stradal, o să dăm o hotărâre în care strada unde a murit dumnealui, lângă casa memorială, o să-i dăm numele de denumirea străzii de Ion Popescu Voitești. Vor mai fi câteva procede de făcut, cu siguranță anul viitor acest lucru se va finaliza. Vreau să mulțumesc pe această cale Consiliului Județean, pentru domnul președinte Mihai Cosmin Popescu, cât și domnilor consilieri județeni care s-au implicat și au aprobat finanțarea pentru reabilitarea casei memoriale Ion Popescu Voitești. La ora actuală se lucrează în forță, este o echipă bună, un constructor foarte serios, din câte mi-am dat seama, și sper ca până la anul, în această zi, funcție de banii care vor fi alocați, fiindcă este o lucrare, o investiție complexă, finanțată de către bugetul local al Consiliului Județean, această investiție să fie finalizată și dacă vom reuși să facem inaugurarea, totodată să facem un simpozion. De când sunt primar, începând din 2000, am început de jos cu acest simpozion din 2013, unde în fiecare zi, când la această zi aniversară, noi am făcut câte un simpozion. Chiar și facultatea Constantin Brâncuș, da, a fost partener, unde o sală îi poartă numele. Este un nume de stradă chiar și în Cluj-Napoca, deci este un om care țării românești a adus o valoare și a prezentat unele lucruri extraordinare în geologia în care a studiat-o dumnealui. Nu o să las lucrurile la întâmplare și nu le-am lăsat. În cursul zilei de astăzi, împreună cu conducerea școlii gimnaziale de Ion Popescu Voitești, am depus coroane de flori din partea primăriei și Consiliului Local, cât și din partea școlii care îi poartă numele. Sunt lucruri emoționale pentru noi, pentru cetățeni și până la urmă îmi doresc ca și această casă memorială, în momentul în care va fi finalizată, să intre într-un program turistic unde, cum aș vrea și intenția mea este de dezvoltare a localității, și această casă memorială să primească turiștii și cu siguranță vor avea
ce să vizitez. Vă ascultam acum și mă gândeam la dramele pe care le-am văzut și o să și explic de ce dramă. De fapt, se va da, își vor da seama cei care ne ascultă de ce folosesc cuvântul drame, la dramele pe care le trăiesc multe dintre casele în care s-au născut și au trăit o bună parte din viață personalității ale României. Vedeam săptămânile, lunile trecute, în ce stadiu se găsește casa în care a trăit Vasile Alexandri, primii ani din viață. Chiar și casa natală a lui Octavian Goga, adică sunt niște repere culturale sau științifice, în alte domenii, da, pe care românii ar trebui să le identifice clar. Din păcate, multe autorități publice locale din țara asta au lăsat în paragină, invocând lipsa banilor, n-au găsit sprijin mai sus, la Ministerul Culturii sau mai știu unde, când, iată, soluția ar fi refacerea, restaurarea, da? Reclădirea până la urmă a acelor locuri și introducerea, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, într-un circuit turistic și local, dacă nu zonal. Nu, este și județean. Și ar fi o idee fantastică, știu, ar fi o idee fantastică, pentru că sunt în țara asta multe locuri în care s-au născut persoane care au devenit ceva în viață, cineva în viață, și uitarea și nepăsarea, indolența acelor autorități locale au dus lucrurile la stadiul, trece cineva, cine, ce e casa asta în paragine? Păi aici s-a născut și a copilării Vasile Alexandri. E păcat de la Dumnezeu. E mare păcat. Este foarte mare păcat. Eu am mai spus-o de atâtea ori și nu vreau ca să mă repet. Degeaba avem infrastructură, apă, sistem de canalizare, drumuri, dacă ne batem dacă nu avem și măcar cultură. Corect. Deci acest lucru trebuie ținut la aceste lucruri, dar din păcate pe zi ce trece o să vedem cu toții această dezumanizare care este între noi, iar de cultură nici nu se mai pune problema. Cultura este undeva... Sunt, o serie de monumente istorice care sunt lăsate de izbeliște. Este o adevărată viață a acelei comunități acolo, care din păcate uneori, cu toții știm aceste lucruri, au fost lăsate de izbeliște. Și din primul lucru nu că a fost o rea credință a celor care administrează, a fost lipsa financiară, deoarece statul nu s-a prea implicat ca să aloce anumite sume, indiferent de fonduri care le puteai accesa, fonduri guvernamentale sau fonduri europene, pentru restaurarea sau reabilitarea acestor... Da, sigur că da. Nici pentru Casa Memorială nu a fost un lucru ușor suntem de a obține convinși. Finanțarea. Până când Consiliul Județean, că este subordonată Consiliului Județean și Muzeului Județean Gorj, au găsit soluția de a aloca banii din bugetul local. Și această investiție, reabilitarea casei, a fost vorbim depusă la compania... De... Nu, cred că sunt în jur de vreo 22 de miliarde de bani vechi, ceva de genul. Dar banii se vor consuma și în urma acestor creșteri colosale, nejustificate până la urmă a prețurilor la materiale de construcții, cu siguranță vor mai trebui bani suplimentați pentru ca această investiție să fie finalizată, predată dată la cheie și totodată să, exact cum am zis, turiștii care vin să fie pus în valorificare. Așa este și slavă Domnului, Gorjul are și personalități și locuri avem. Pitorești. Este un județ frumos. Am putea avea un circuit regional destul de frumos aici, adică lejer, s-ar putea dormi cel puțin două nopți aici în Gorj și să te plimbi în cele trei zile pe raza județului. Și sunt idei sunt. Mai rămâne doar să existe și voință comună. Da, și să le punem în practică. Și apropo de voință comună, vă felicit, sunteți unul dintre primarii care au înțeles din prima importanța constituirii unui element de noutate. Aici în zona Oltenii, cel puțin în județul Gorj, s-a mai vorbit, dar nimeni n-a concretizat. Ați fost printre primii primari care și-au dat acceptul, primar de UAT-uri din proximitatea municipiului Târgu Jiu, și-a dat acceptul să adere, să constituie, să participe la constituirea zonei metropolitane. Sunt primari, sunt consilieri locali care s-au speriat, s-au panicat, n-au înțeles, s-au gândit că își vor pierde calitatea de consilier, de primar, de mai știu eu ce, și n-au înțeles că unde-s mulți, puterea de a atrage bani mai mulți crește. Vă mulțumesc că am fost
de prima dată când am auzit acest lucru, din discuțiile care ne-am avut cu președintele Consiliului Județean, cu o parte din senatorii și deputații Gorjului, cât și după aceea cu domnul primar al municipiului Târgu Jiu, domnul Romanescu, eu am salutat această idee și am fost de acord cu acest lucru. Nu are cum, am avut discuții și cu o parte din colegi care nu fac parte din această zonă metropolitană, că ce am făcut nu se poate pierde statutul unei unități administrative teritoriale decât dacă se va schimba Constituția și se va face din nou o altă reformă administrativă. Până la urmă, cred că acest lucru ar trebui să se întâmple. Nu, dar la momentul ăsta e aproape dar imposibil. Dar în momentul de față este imposibil acest lucru. Corect. Nu este niciun fel de dezavantaj că s-a făcut această zonă metropolitană. Din contră, pe lângă proiectele care le putem accesa pe programe naționale, cât și pe programe fondurilor europene, făcând această zonă metropolitană, putem să atragem bani și putem să facem alte proiecte suplimentar față de cele care sunt și așa ne putem dezvolta localitățile. Observăm cu toții. Orașul Târgu Jiu este aproape sufocat. Vedem aglomerația care este. Pentru a aerisi acest oraș este chiar necesar de a investi în zonele care sunt ca și componente ale orașului. Dezvoltând aceste unități administrative teritoriale, aceste comune, automat oamenii se aerisesc. Eu nu am nimic cu cetățenii de la Dănciulești care sunt în partea cealaltă sau din alte zone care sunt cu mult mai departe de reședința de județ. Dar lucrurile astea, dezvoltarea trebuie să începe din centru. Făcând această dezvoltare, având, am spus-o tot timpul, între cetățenii comunei Bălănești și cetățenii municipiului Târgu Jiu, nu trebuie să fie niciun fel de diferență. Începând practic, de la vecin. Educație, sănătate, până la infrastructură și absolut tot ceea ce înseamnă. Iar eu sunt încrezător și o să vedeți în următorii ani de zile rezultatele care vor veni. Este destul de ok. Am văzut zone metropolitane care sunt și în județul vecin. Este zona metropolitană la Craiova. Sunt în alte la Brașov. Ce înseamnă lucrul acela? Adică s-a dezvoltat municipiul? Exact. S-au dezvoltat și comunitățile locale din vecinătate? Okay. Nu trebuie să ne speriem de acest lucru. Și au fost oameni care s-au panicat. Este alegerea lor, dar în primul rând cu toții, făcând aceste lucruri, nu vom mai putea. O să vedeți că va veni vremea în care primării mici, cum este comuna Bălănești, cum este Turcineștiu, cum nu vorbesc de comunele mari, cum este Băleștiu sau Drăguțeștiu, dacă nu vom face forme asociative, noi nu vom reuși ca să obținem proiecte de anvergură. Exact, bineînțeles. De altfel trebuie să recunoaștem și pentru cei care nu știu, e bine să asculte acum, unele fonduri de o anumită dimensiune sunt puse la dispoziția UAT-urilor în funcție de populație, în funcție de diferite criterii și cu totul alte forme, alte fonduri sunt puse la dispoziția unui conglomerat, unei asociații de UAT-uri. Adică ai acces, să dau exemplu simplu, ai acces la, nu știu, 10 milioane de euro pe 7 ani, ei, dincolo, ai acces la 50 de milioane de euro pe 7 ani. Păi nu-i păcat. Păi bineînțeles. Nu-i păcat. Deci, nu, lucrurile vor fi destul de bine. Un alt avantaj care este... Făcând proiecte integrate, Bălăneștiu, eu am nevoie de mărirea capacității sursei de apă, cealaltă localitate are nevoie de introducere sistem sau extindere sistem de canalizare. Se poate face, dorim să aducem mijloace de transport ecologice, că până la urmă trebuie să ținem cont de următoarele lucruri, de această energie verde. Putem pentru școli, pentru dispensare, să se autogestioneze singure. Mă refer cel puțin la electricitate, în care sunt foarte, foarte mari avantaje. Scriind asemenea proiecte, dacă găsim și până la urmă va trebui să găsim o firmă de consultanță cu experiență care să facă, putem să depunem proiectele direct la Bruxelles. Sărim peste această legislație foarte stufoasă care este la noi. Corect. Și vedem cu toții ce se întâmplă. Excesivă, banii, cu siguranță, deci semnarea contractului de finanțare și banii nu o să vină în 4 ani de zile, cum pățim acum la ora actuală. Fiindcă în fiecare mandat care l-am luat din 2012 până în prezent, eu la ora actuală lucrez cu proiectele de pe vechiul mandat.
Acum implementez altele pentru dezvoltarea localității și crește finaliza... Le voi finaliza 2024, dacă voi mai fi primar de aici încolo. Cu dacă siguranță. Nu, următorul care va fi ca cu să vin. Cu siguranță, de altfel și procentele pe care le-ați obținut și încrederea de care beneficiați în rândul populației din Bălănești, clar dovedesc acest lucru. Am mai spus o dată, o comună învecinată cu a dumneavoastră, nu o să dau numele ca să nu se supere administratorul de acolo, primarul de acolo. E bine, locuitori din acea comună spuneau, domne, ne bate gândul să ne mutăm la Bălănești. O să fie că sunt drumuri, frumoase. Că sunt de până toate. Până la urmă, fiecare comună, fiecare oateu, va reuși. Trebuie să terminăm odată cu aceste lucruri. Numai infrastructură, apă, sistem de canalizare, astea sunt lucruri la care, la ora actuală, în secolul 21, astea ar trebui doar să le întreținem, să le modernizăm, să facem. Dar știți exact la fel de bine ca mine că, din păcate, în România, mileniului 3, a anului de grație 2021, există un procent însemnat din suprafața țării, da, ce nu beneficiază de, da, aceste elemente, repet, de normalitate. Da. Adică n-ar trebui să discutăm undeva într-un colțișor în țara asta că n-avem apă, că n-avem canalizare, că n-avem gaze, că n-avem curent. N-ar trebui să existe chestia asta. Totuși, o parte însemnată a României este încă negură, încă mocirlă, încă fără apă, ceea ce nu e ok. Sunt 32 de ani de la Revoluție. Nu este ok absolut deloc. Până la urmă, cred că s-a și construit un pic haotic. Adică Ministerul Dezvoltării, acum văd că a început... Acum merg reglate lucrurile, reglate, da, lucrurile. Adică nu-ți mai dau voie ca să torni asfalt până nu ai utilitățile introduse. Toate. Și mi băgate se pare destul de corect acest lucru. Mi se pare, este, nu se supără nimeni. Dar dăm prima dată finanțare pentru utilități și după aceea să-mi dai și pentru și infrastructură. Când am terminat pe toate, mă apuc și de infrastructură. Da, să facem, să mergem și noi spre normalitate. Terminăm drumul. Aoleu, stai că m-am uitat ca păi să... Păi știu eu comune sunt... care au reușit să asfalteze bună parte din suprafața lor, aici în Gorj, până prin 2000, 2004, 2008, după care, ce să vezi, s-au trezit primarii de la momentul respectiv, băi, păi n-avem gaze. Au spart, au asfaltat din nou, au peticit de fapt, după încă 2 ani, păi doamne, n-avem, nu știu, canalizarea asta, e, mai trebuie să o mai... Păi, da. Ce faci, fratele meu? Distrugi de 10 ori ca să bagi câte o conductă, câte o țeavă? Nu e ok, nu e logic. Nu. Până la urmă, eu zic că lucrurile vor intra în normalitate. Într-un final. Cum ne dorim și politic, să se intre odată în normalitate. E o problemă, cu cât se tergiversează, până la urmă, înțelegerea. E clar, se va ajunge la un consens politic între PNL și PSD, se va intra la guvernare. Problema e că orice zi, în plus, atrage după sine niște consecințe. Și nu sunt deloc plăcute aceste consecințe. Gândiți-vă că vom intra în decembrie, probabil cu un guvern. Probabil, să zic, în prima parte a lui, nu știu, 1-8 decembrie vom avea un guvern, da? Trecut prin Parlament, mutat de o majoritate confortabilă. Guvern care trebuie să vadă și el concret pe ce cifre stă. Pentru că, știți la fel de bine ca mine, că începând cu finalul lui noiembrie, se discută bugetul național astfel încât, cât mai repede posibil, de preferat în decembrie, dar nu se va întâmpla lucrul ăsta, să se facă demersurile, astfel ca din ianuarie, teoretic, și subliniez teoretic, și practic nu s-a mai întâmplat de peste 10 ani, să avem buget funcțional în ianuarie. Nu, este exclus așa ceva. Deci, ne-am sub nicio formă. Deja lucruri, primarii, cred că și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, luați în calcul cel mai devreme jumătatea lui martie, da, să aveți buget local, cel nu mai devreme. Cred, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Pe asta spun. Și totodată, vedeți, aceste diferențe care sunt chiar atrag și niște consecințe. Sunt consecințe. Iar consecințele sunt negative. Gândiți-vă sunt că sunt, pentru că epuizăm scurt acest subiect, să ne focusăm pe proiectele comunității locale de la dumneavoastră. Gândiți-vă că sunt domenii de activitate, domenii mari în țara asta, care nu mai au bani. Sigur nu li se pot aloca sumele necesare, da, funcționării până la final, pentru că nu avem un guvern stabil. Procedura durează și asta. Deci, dacă este să mă întrebați pe mine, șansele ca multe categorii socioprofesionale să-și primească la termen banii în decembrie sunt destul de mici. Da, aveți la cum merg lucrurile? Aveți perfectă dreptate. Sperăm cu toții să se ajungă odată la un consens și cei care sunt acolo
să se apuce serios de treabă, să ia lucrurile de funcționat, foarte, va funcționa alianța. Problema e că se tot tergiversează lucrurile. Este nevoie să terminăm cu aceste nepotisme, cu nu știu ce mai este pe acolo, prin anumite ministere, în care acolo trebuie să meargă oameni competenți, oameni specialiști, fiindcă în țara românească totuși mai sunt oameni care și gândesc. Sunteți de acord cu mine, stimate domn? A fost o chestie, e o chestie pe care am remarcat-o. Am mai discutat la o cafea, la un pahar de suc și cu alți colegi primari de-ai dumneavoastră din UAT-urile Gorjului. Sunteți de acord cu mine că, spre deosebire de majoritatea partidelor politice care s-au perindat pe la capital, da? În actul administrativ central, UDMR, la ministerele pe care le-a avut, a propus mereu oameni mai serioși decât majoritatea partidelor politice. Eu am remarcat lucrul ăsta. Da. Deci dacă ei minister cu minister ce a avut în administrare UDMR, oamenii de fiecare au venit cu elemente pozitive. Exact. Adică, nu știu, uneori te gândești, bă, cum ei pot să ducă și secretar de stat, și subsecretar de stat, și ministru, oameni ok. E, celelalte partide, nu știu, parcă li se pune așa un o blonă în față. În fine, mergem mai departe, stimate domn. Final de 2021, poate și un moment al bilanțului pentru dumneavoastră la nivel de ceea ce a însemnat acest an. Un an greu încercat, un an în care continuare ne-am lovit de acest perfid COVID-19 care a blocat cam tot. De la funcționare până la, nu știu, drame umane, pierdere de vieți omenești. Da. Cum se prezintă în linii mari 2021 pentru dumneavoastră în calitate de primar al comunei? Până la urmă, chiar dacă am fost încercați de această pandemie nenorocită, totuși unele investiții în comuna Bălănești, chiar dacă au mers într-un ritm mai lent, totuși s-au mai făcut câte ceva. Vom reuși, cel puțin la anul, proiectele care trebuiau terminate în anul 2021, mă refer aici la infrastructură, reabilitarea și modernizarea celor două drumuri, drumul comunal DG15 Voitești din Vale Glodeni, DG15 Ohava Blidari, trebuia să le recepționăm anul acesta. Am făcut act adițional, am prelungit, la anul cu siguranță aceste investiții se vor finaliza. Restul de execuție al introducerii sistemului de canalizare parțial în localitate, unde am avut acea problemă, investiție realizată 85%, firma în faliment, până a durat toată procedura, expertize. Adică a fost un obstacol neașteptat. Un obstacol, da, mult neașteptat. Este în execuție, la ora actuală se lucrează, sper și îmi doresc din tot sufletul. Acum stăm la mâna CEZ-ului, deoarece trebuie să racordăm stația de epurare la rețeaua de energie, cât și pompele stradale, ca până la sfârșitul anului, dacă nu cel târziu, în prima parte, în primăvară, când se vor da ordinul de începere a lucrărilor, când timpul va fi favorabil pentru începerea investițiilor, să finalizeze această investiție. Prin Compania Națională de Investiții, sala de sport este în execuție, este în licitație la Ministerul Educației construirea unei grădinițe noi cu 3 grupe, tot în interiorul împrejmuirii școlii Ion Popescu Voitești. După aceea avem o serie de proiecte care le-am depus pe acest PNDL 3 Anghel Salini, unde am depus o solicitare de reabilitare și modernizare a celor 2,2 km care a rămas între aceste drumuri DC15 Ohava Blidari, da, exact, și drumul este foarte degradabil, este într-o stare. O distanță de 2 km? 2,2 km. Unde va veni proiectul, este cu accese la proprietăți, șanțuri dalate, să terminăm odată cu aceste nebuneli. Unde sunt utilitățile introduse, mai puțin sistemul de canalizare, dar nu va fi niciun fel de problemă, fiindcă acolo, pe acel sector, nu am mai prevăzut conducte ca să spargem din nou drumurile și vor fi cămine vitajabile, deoarece în extinderea, în documentația care, solicitarea care am depus-o pentru extinderea sistemului de canalizare în toată localitatea, am prevăzut și o vitanșă. Datorită formei de relief,
Pot să vă spun că introducerea sistemului de canalizare este un lucru greu. E o provocare, și da. Este acum, o provocare. Acum mă gândeam la cum aveți poziționat acolo. Da. E o provocare. Și totodată trebuie să și gândim, noi zicem că construim, dar pe partea cealaltă dărâmăm mai mult decât am construit. Corect. Și atunci soluțiile care sunt, pe lângă faptul că am și eu această problemă, am unele străzi care sunt modernizate pe fonduri europene, încă perioada de garanție nu a ieșit, unde nu am voie ca să le sparg și nu aș face lucrul acesta. Am găsit atâtea soluții în proiectare în care nici măcar un acces la poartă nu va fi dărâmat, ceea ce este construit acum. După aceea am mai depus o solicitare tot către pe această finanțare pe bani guvernamentali, reabilitarea și modernizarea drumului DC5 Voitești din deal. Este un drum care, datorită formei de relief, datorită pământul alunecă, este un teren foarte alunecos acea zonă, este într-un stadiu și el avansat de degradare și necesită această intervenție de reabilitare și modernizare al acestui sector de drum. Avem prin Compania Națională de Investiții depusă o solicitare unde o să schimbăm destinația școlii gimnaziale din satul Glodeni, unde am zis tot timpul în educație și sănătate o să investesc cel mai mult în acest mandat. Dorința mea este de a face un centru unde acolo va fi un doctor prezent non-stop, unde va avea apartament și toate condițiile care vor trebui să fie, unde vom face o farmacie, că este nevoie și de așa ceva, chiar și un cabinet stomatologic, ne permite spațiu pentru a face aceste lucruri și a trage funcție, că este greu ca să plătești și un doctor care să fie angajatul tău, să facem lucruri pentru cetățeni. Satul românesc este foarte îmbătrânit. Din păcate, tot vorbim de modernizarea satului românesc. Politicile de ajutorare a satului românesc se vine de la nivel central, stimate domn. Degeaba dumneavoastră ați conștientizat că este greu, că satul moare, că satul se sufocă, pică totul acolo, nu se mai face nimic. Degeaba dumneavoastră, administratorii la nivel local, știți lucrul ăsta. Dacă de sus nu se pleacă cu o politică fermă, clară, de sprijinire a mediului rural, strict pe chestiunea asta, noi vorbim vorbe. Dumneavoastră vă veți consuma, pentru că vedeți realitatea. Dumnealor vor găsi soluția simplă, decentralizare și regionalizare. Și deci nu s-a făcut asta nimic. Va fi sigur că da, dar nu este În alte țări, citove la cap, întregi la cap, s-au găsit soluții politici naționale ferme, indiferent cine s-a tot învârtit pe la guvernare, că și acolo se schimbă partidele. Da, bineînțeles. Nu vă imaginați că există un singur partid. Ar fi s-a respectat politica aia de ajutorare a mediului rural, astfel încât să nu dispară satul românesc în cazul nostru. Da. La noi, nu știu. Este dificil. Foarte greu. E foarte, foarte dificil, stimate domnule. Cum veți aborda 2022? Mai avem încercat 2 minute până la final. Știm că aveți un program încărcat. 2022 îmi voi vedea în continuare de aceste investiții, de acea platformă, program care am promis-o cetățenilor, un proiect prioritar și în care ne dorim, nu numai eu, cât și colegii vecini de-ai mei primari, este introducerea sistemului de rețea de gaz în localități. Nu este un lucru ușor, în următoarele săptămâni sau luna următoare, spre sfârșitul lunii, dacă nu anul următor, sunt discuții în care tot pe Angel Salini vor fi bani alocați pentru aceste proiecte de introducerea a gazului. Singurii nu vom putea, va fi nevoie să facem parteneriate și să ne unim, să fim mai multe localități, având un număr mai mare de gospodării unde se vor branșa, că trebuie să fim nici branșamentele, că lumea dorește gaz, dar este un lucru foarte scump, deci nu haotic. Este chiar atât de ușor.
vor fi rețele de gaze inteligente, sunt multe lucruri care s-au schimbat. Oamenii de multe ori nu realizează lucrul ăsta și auză, vrem să ne branșăm la gaze, vrem să nu știu ce, păi stai că nu-i chiar așa simplu. Și este foarte costisitor, deci până la urmă, chiar dacă branșamentul este gratuit cât ține domeniul public, dar de la poartă până este ca să-l introduci în casă, totuși necesită, sunt niște costuri. Așa vor fi este. Proiecte care vor fi făcute pentru fiecare gospodărie, deci nu va fi un lucru atât de ușor. Dar am speranța, cum am promis cetățenilor și am fost încrezător în atâtea investiții la care unele visam, dar am gândit-o și m-am zbătut și au devenit realitate, cu siguranță și acest proiect. Și mai ales că vom fi și în zona metropolitană, este imposibil. Doamne, ca ajută să fie bine, stimate domn, să fie ultima localitate. Dar din aceste localități mai sunt câteva localități care nu au acest introdusă rețeaua de gaze în localitate, dar cu siguranță și aceste lucruri se vor întâmpla. Suntem la final de emisiune, stimate domn, mii de mulțumit pentru prezență, multă putere de muncă. Doamnelor, domnilor, domnul Ovidiu Pungan, primarul comunei învecinate municipiului Târgu Jiu, anume Bălănești, a fost astăzi lângă noi. Multă putere de muncă încă o dată, stimate domn, să ne revedem sănătoși. Mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.